Spuneți-ne ce s-a discutat astăzi, dacă s-a luat o decizie. Trebuia să se analizeze memorandumul. Da, este a doua întâlnire pe tema memorandumului. Acest memorandum va fi aprobat pentru că este absolut necesar. Acest memorandum, complexul energetic Oltenia are trecut, are prezent și din punctul meu de vedere și viitor. Iar aprobarea acestui memorandum este un prim pas pentru a rezolva problemele de mediu de anul acesta, de anul trecut, de fapt, 2019. Și lucrurile trebuie să meargă mai departe, complexul trebuie să trăiască, oamenii trebuie să aibă locuri de muncă și economia județului Gorj și, de fapt, a întregii Oltenii depinde de acest complex energetic. Ați avizat acel memorandum astăzi? Da, va fi avizat. Am discutat despre el, eu trebuie să mă retrag, că am o problemă în familie și colegii au rămas să continue. L-am mandatat pe noul președinte al Consiliului de domnul Mitică Mărculescu, să voteze numele meu. Deci astăzi ați ales și președintele Consiliului de Supraveghere? Da, domnul Mitică Mărculescu. A spus că are complexul energetic Oltenia viitor. La nivel european se vorbește, s-a vorbit și s-au luat niște decizii în privința reducerilor de emisii de dioxid de carbon și știm că partea română și-a asumat reducerea, știm că este o țintă până la zero emisii dioxid de carbon. Este asta ideal. Înseamnă reducerea la folosirea carburantului este fosil. Idealul pentru care unele țări europene dezvoltate și l-au asumat în 2050, alte țări, precum Polonia și România, au solicitat prelungirea acestui termen cu un număr de ani, pentru că nu ne putem alinia hodoron-tronc la acest desiderat. E frumos, va fi adevărat într-o bună zi, dar deocamdată nu. Iar complexul energetic Oltenia va face pași în acest sens, va trece unele grupuri pe gaz metan, va înlocui cărbunele anumite grupuri treptat pentru a polua mai puțin și a plăti mai puțin pe aceste certificate. De când se începe acest transfer? Se lucrează de acum la acest lucru, dar eu, probabil, după estimarea mea, într-o perioadă de 4 ani de zile, 5 ani de zile, se vor face pași importanți. Domnule Săceanu, dar se va rămâne și pe produs și pe cărbune, bineînțeles. Știm că există în acel plan de restructurare închidere de capacități de producere de cărbune. Există și un segment de disponibilizare de personal? Nu. Nu există. Deci am văzut în materialele prezentate de directorat că anumite cariere se vor închide aproape natural, nemai având cărbune. Nu se pune problema de disponibilizare, din câte știu, și nu cred că se va întâmpla ceva. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim. Mulțumim și noi.